pungile. Alea îmi trebuie lunar, mi-mi da sigur 22, îmi trimite prin farmacie, casa trimite la farmacie, farmacia mă duc pe el și le iau. Deci 22 sunt asigurate 22, de stat. Asigurate, da. Și dar restul eu, trebuie să dar le cumperi. Dar eu, dacă schimb câte 3-4 pe zi. Și cam câte trebuie tu să cumperi pe astea? Păi 20-30 mă întrebă. Sandu are nevoie de mai multe pungi. El nu poate elimina altfel materiile fecale. Este impresionant cum omul acesta a muncit atâta timp la viața lui și totuși a ajuns în asemenea condiții. Ce ați lucrat dumneavoastră la viața voastră? Lucrători mecanic, am lucrat în industrie la diferite întreprinderi, am lucrat în mină. Aici tu ai început să faci renovările astea? Da, da, eu am zugrăvit. Am amenajat, am cumpărat materiale, am tot ce trebuie pentru zugrăveli. Dumneavoastră renovați aici la casă, cu asta aici, cum puteți? Da, ce să fac? Mă chinui. El totuși, în ciuda faptului că are o tumoare și totuși are o problemă, el a renovat această locuință? A renovat această locuință singur el, a zugrăvit pereții și ce m-a impresionat foarte mult, și-a făcut lutul, pământul, așa, și a lipit pereții și după aia a zugrăvit, așa cum poate, în ciuda tuturor problemelor de sănătate pe care le are. Este un om harnic și muncitor, își dorește cât poate el să muncească în continuare. Am întâlnit mulți oameni săraci, însă dorința lui de a merge înainte, dorința lui de a lucra în ciuda problemelor de sănătate și faptul că el singur încearcă să se gospodărească, asta mi se pare absolut impresionant. Îmi doresc ca împreună cu Asociația Speranța pentru România să reușim să-l susținem în continuare, să ajutăm să renoveze acoperișul, pentru că, din păcate, plouă în casă și asta este o mare problemă. Pe lângă asta, vrem să-l susținem lunar cu alimente și cu aceste pungi colostomice. El are nevoie de susținerea fiecărei donații, așa că haideți să facem un gest pentru el.